Sala de ședințe a Palatului Administrativ a găzduit o întâlnire între administratorul public al județului Caraș-Severin, Andrei Ungur, și mai mulți studenți de la Facultatea de Științe Politice, Administrative și Comunicare din cadrul Centrului Universitar din Reșița. Tinerii au fost însoțiți de către profesor universitar dr. Claudia Pau, conferențiar universitar dr. Diana Tănase și lector universitar dr. Nicoleta Odină. Organizată ca o sesiune de întrebări și răspunsuri, întâlnirea a fost un bun prilej de a motiva pe viitorii absolvenți să se îndrepte spre o carieră în administrația publică, fiindu-le prezentate principalele provocări cu care se confruntă administrația publică, dar și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a lucra în instituția județeană. Susținător al programului de internship prin care 5 tineri studenți și absolvenți de facultate au avut posibilitatea să lucreze timp de 6 luni la Consiliul Județean Caraș-Severin, administratorul public al județului Andrei Ungur a vorbit și despre succesul de care s-a bucurat acest program și de intenția de a-l relua.